Ion Ciobanu a anunțat că nu va candida la funcție de președinte al Republicii Moldova, iar astfel s-a epuizat și ce putea fi principala surpriză a alegerilor din această toamnă. Liderul MAN și-a motivat decizia spunând că rămâne fidel angajamentelor luate în fața locuitorilor municipiului Chișinău, iar principala bătălie electorală pentru care se va concentra partidul său sunt viitoarele alegeri parlamentare. Voi rămâne să-mi exercit mandatul de primar general al municipiului Chișinău. Am spus de fiecare dată, și asta declar și astăzi, nu sunt interesat de a candida la funcția de președinte al Republicii Moldova în toamna acestui an, deoarece oamenii mi-au încredințat votul lor la Chișinău, iar eu nu pot să-i dezamăgesc pe chișinăuieni. Politic vorbind, Ciobanu a procedat corect. În primul rând, a eliminat riscul de a porni cu noul său partid într-o bătălie politică foarte importantă, cum sunt alegerile parlamentare din 2025, din postura de perdant. Amintiți-vă cât de mult l-a afectat acest lucru pe Andrei Năstase, care până la urmă a pierdut chiar și partidul pe care l-a fondat trecând prin multe greutăți. Electoratului nu-i plac politicienii care pierd bătălii mari. Or, în actualele condiții, când ar fi putut să-i aibă ca și concurenți electorali pe Igor Dodon, Renata Usată, Ion Chicu și Irina Vlah, șansele ca Ciobanu să ajungă în turul 2 nu putem spune că erau chiar bătute în cuie. Alta ar fi fost discuția dacă Ciobanu reușea să ajungă acel candidat unic al opoziției, însă și acea postură nu neapărat reprezenta pentru el un avantaj, deoarece partidul de guvernare și o bună parte din presă ar fi pedalat ideea, precum au început de fapt acum, cât nu știau ce va anunța Ciobanu, că iată, dânsul face jocul rușilor. În plus, eventuala victorie ar fi trebuit să o împartă cu ceilalți membri ai opoziției, ceea ce ar fi defavorizat partidul lui Ciobanu la alegerile parlamentare. Până a face anunțul, Ciobanu a dat emoții celor din PAS, care s-au lansat în atacuri uitând o declarație importantă făcută de Marcel Ciolacul, prim-ministrul României și lider al PSD, principalul, probabil, partener extern al liderului MAN, și anume că o susține pe Maia Sandu la alegerile prezidențiale. Sunt unul dintre susținătorii președintei Maia Sandu, chiar dacă nu face parte din familia noastră politică. Este președintele care a reușit să țină drumul european în Republica Moldova. Cât despre identificarea unui candidat unic al opoziției și acea întâlnire organizată de Natalia Morari, eu cred că a fost un exercițiu interesant ca și idee, dar care în practică nu văd cum să dea rezultate. Cel mai probabil că ideea Nataliei Morari nici nu a fost identificarea vreunui candidat la respectiva discuție, cât testarea partidului de guvernare, care a avut pe alocuri reacții exagerate și care în același timp contravin anumitor acțiuni politice făcute chiar de ei. De exemplu, etichetarea abuzivă că a fost o discuție a prorușilor se bate fix cap în cap cu un alt exercițiu politic, semnarea Pactului pentru Europa. Or, să-i faci proruși pe cei de la MAN sau de la PDCM, iar apoi să-ți asumi alături de ei parcursul pro-european, este absurd. La care se mai adaugă și alianțele PAS-PSRM realizate la nivel de teritoriu. Revenind la Morari, ar fi o chestie ca dânsa deja să-și asume o implicare politică directă și să candideze la aceste alegeri. Evident, șanse de câștig nu are, dar ar fi pentru ea o lansare în politica mare și cu perspective mai mari pentru alegerile parlamentare. Faptul că Ciobanu nu participă în alegeri, iar un candidat unic e puțin probabil să fie identificat, l-ar putea avantaja în primul rând pe Renata Usatăi. Liderul partidului nostru este văzut cu siguranță ca o alternativă de electoratul care nu mai are încredere în Maia Sandu, dar care în același timp nu îl mai acceptă nici pe Dodon în calitate de șef de stat. Fiind un politician mai degrabă neconformist, are totuși în spate o echipă de primari care sunt la cârma multor orașe importante, în special din nordul țării, cu priză mare printre tineri, dar și printre cei din diaspora, nefiind niciodată efectiv la guvernare, Usatăi are toate șansele să înglobeze votul de protest al electoratului, iar cu o campanie electorală organizată corect, chiar să ajungă în turul 2.
Cum Partidul MAN e încă la etapa de formare și consolidare, iar miza sunt alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale din toamnă ar trebui totuși să fie folosite ca un fel de antrenament pentru noua echipă politică. E greu de crezut că Ceban ar putea să-l susțină pe Igor Dodon, dar eu cred că e destul de probabil și logic ca MAN să o susțină pe Irina Vlah. Aceasta nu are un partid în spate, drept că nici nu a anunțat că vrea să candideze la funcție de președinte, dar lasă cel puțin această impresie. Dacă miza MAN sunt parlamentarele, atunci nici nu mai contează o eventuală victorie a Irinei Vlah, cât consolidarea echipelor și electoratului în teritoriu. Nu le cunosc planurile politice, dar o implicare pe viitor a doamnei Vlah în partidul condus de Ceban le va duce ambilor politicieni doar beneficii. În plus, cei doi au deja experiența muncii în aceeași echipă. Acesta a fost cu siguranță principalul subiect politic al săptămânii și detaliile care contează. Pentru a ține pulsul principalelor evenimente politice, abonați-vă la canalul meu de Telegram, dar și la canalul de YouTube pentru a primi notificări când vor apărea următoarele videouri. Eu sunt Ion Harghel, la revedere!